Succes de marcă pentru atletismul românesc adus de Adelin Pop, un tânăr de 17 ani, legitimat la Clubul Sportiv Școlar Hunedoara. În Serbia, Adelin Pop a evoluat în finala probei de 800 de metri a campionatului balcanic de atletism pentru juniori sub 18 ani și a reușit să obțină titlul pus în joc după o excelentă cursă tactică. Titlul balcanic a venit ca o încununare a sezonului de excepție pe care l-a avut hunedoreanul Adelin Pop în acest an, tânărul de 17 ani mai câștigând și alte medalii importante în 2021. Cursa a fost o cursă foarte grea, am avut adversari pe măsură din 20 de țări. A fost o cursă foarte frumoasă, am abordat o tactică pe care antrenorul meu mi-a spus-o, să urmăresc cursa și de la în ultimii 200 de metri să ies cu finish ca să pot să iau titlul și chiar așa am făcut și am avut dreptate și am ieșit campion balcanic. Am trei titluri de campion, în acest an două în sală la 800 și la 1500 și un titlu de campion la 800 afară și două titluri de vicecampion, unul la 4x400 și unul la 1500 afară. Și acum titlul de campion balcanic. Adelin Pop este pregătit la CSŞ Hunedoara de către antrenorul emerit Ștefan Berexazi și vrea să-i calce pe urme mentorului său, care a fost un excelent semifondist. În plus, Adelin este foarte realist în ceea ce privește viitorul său în atletism, recunoscând că pentru Olimpiada viitoare de peste 3 ani de la Paris, șansele de participare sunt mici, însă își propune să participe la ediția din 2028 a Jocurilor de la Los Angeles. Cu cine te pregătești? Cu domnul Ștefan Berexazi, antrenor emerit. Domn profesor a avut recordul pe 1000 de metri, 2.21 și era campion național, 400, 1500, 800 și normal, pe aceleași probe vreau să merg și eu să-i calc pe urme. Olimpiada de la Paris este cam de vreme, eu aș avea 20 de ani și mă gândesc că aș fi cam tânăr. Mă gândesc mai mult la 2028 în Los Angeles și da, chiar vreau, asta mi-am propus, în 2028 să merg la Los Angeles la Olimpiada. Adelin Pop mai este ajutat în pregătiri de profesorul Emerson Toma și are ca parteneră de antrenamente pe Claudia Florea, campioană națională de senioare în curse de semifond, activitatea sa fiind supervizată de fosta campioană mondială Marieta Ilcu Răileanu, director de la CSŞ Hunedoara.